ca de obicei, aceeași situație. Mereu au făcut aceeași problemă. Că e ăla nu știu ce, că nu-i nu știu ce. Ei l-au loc, ei l-au permis ca fii mea să, sau nepoată mea să aibă gradații. Așa? Halul ăsta m-a ajuns? Sau acesta? Că sunt redactor și spun adevărul, numai adevărul. Sau ziarist. Că sunt polițistă militară sau mai știu ce, că sunt polițist de penitenciar și vreau să fie ăsta în pușcărie ca să tacă, să vadă cum e în pușcărie, ca să liniștească, să se liniștească de ce, pentru ce, pentru cum, când și de ce n-a întrebat ca preotul la biserică. Sunt judecătorul și procurorul care să-i acuz sau să nu știu ce, să-l acuz pe el ca să tacă, ca să fie liniște, ca să nu știu ce, ca să nu știu cum. Într-un final, ăsta din cazul ăsta e din cazul ăsta, la altul ăsta, la altul din ăsta, la altul ăla, la altul o să meargă cu mașina, ăsta la altul o să facă pușcărie sau lasă-l pe jos și să-l cinghiotească, da? Ca în magazine, ca în 30 în autobuze sau mă știu eu ce mai fi. Da? Mamă, că este un drept civil, da? E și dreptul meu civil de a merge și de a conduce o mașină și asta, pe care voi nu doriți să-l atunci. E dreptul meu civil ca să nu te văd, să nu te am în față, să te depășesc pe partea dreaptă, nu? Dar e dreptul meu civil să-l arestez pe el sau cealaltă variantă. E dreptul meu civil să port pistol și să te împuși pe tine pentru că consider eu că ești tu infractor, nu? Ca să fie caz complet. Omul face plângere și toți așa nu se trebuie. E mai bine așa? Absolut. Da, absolut. Altceva, dreptul cetățenesc, să țip, să urlu, să fac, nu? Că nu-l vreau, că nu-l plec. Hai după mine ca să nu știu ce. Hai după mine.